doua zi după uragan. Cât e ceasul? 12:34. Exact 24 de ore de ieri. M-am dus să-mi iau mașină. Am trecut uraganul care nici n-a venit. Să vedeți acum cât m-a costat pe mine vrăjeala guvernanților. Când vă spun eu că ăștia nu mai trebuie votați. De-aia îndemn pe toată lumea. Duceți-vă și puneți o ștampilă cu o mare muie pe formularele alea de la vot să se anuleze. Nu merită să fie votați scrociști. Vă dați seama. Exact ca mine, câți au mai făcut. Da. Dar nu se înțelege că sunt un fraier și am dat banii aiurea la parcare. Poate nu credeți că mașina e în parcare. Am făcut în adins, ca să vedeți, procedează mulți oameni, ca mine. Eu am făcut-o așa, ca să dau un exemplu. Da, mai întâi trebuie să mă duc să-mi iau tichetul de la mașină. Și ăștia la fel o fi lăsat mașină, vă dați seama. Iată și mașina. Când m-a dus să-mi iau tichetul, să vedem cât e de plată. Asta e frumoasă. Asta e foarte frumoasă. Vedeți cât am dat. Am tichetul. Ia să vedem. 110 RON. Da? 110 RON. 10 euro, ia? Am 60 de RON, hai să vedem cu asta RON, da? Deci nu-i plac. De ce nu ia 10 RON, nu vrea? Gata.
Am venit tichetul. Deci ați înțeles ideea. Am dat de la mine 110 lei. Pentru că așa m-au sfătuit autoritățile. Să ne păzim, să nu ieșim din casă, da? Toată lumea credulă, înfricoșată, așa procedează. Cum a fost și cu pandemia, cum au fost multe, cu vrăjeală, nu-i mai ascultați, da? Sfatul meu, eu fac de mult așa. De mult fac așa. Nu mai dau crezare și tot ce spun ăștia, eu fac exact invers. Uitați, 12.44, da? 110 lei pe o zi. Dragi ascultători, dragi urmăritori, învățare de minte. V-am dat un exemplu. Nu am făcut această să-mi pun centura că iarăși mă criticați, că nu respect. Nu trebuie să respecti nimic. Tot ce spun ăștia trebuie să faci pe dos. Invers trebuie să faci. Așa a fost și la pandemie. Toți grămadă să se vaccineze. Până când s-au prins și după aia nu s-au mai vaccinat. Intraseră ăștia în fibrilație că nu poate să-și vândă vaccinurile. Ursula și cu nemernici ăștia. Uitați. Ia să vedem, mă cunoaște? Mă cunoaște că am plătit. Normal. Am plătit 110 lei pe prosteala guvernului. Oameni buni, nu mai faceți ce am făcut eu. Vedeți-vă de treabă și când vă duceți la vot acum pe noiembrie, când dracu o fi, când mulți lor o fi, ca nu-mi vine să, decât să înjur, dar ci că se supără ăștia globaliștii că înjur pe YouTube. Ăștia merită. Eu nu am mai fost la vot din 90, v-am mai spus parcă, de când am votat pe Rațiu și a ieșit Iliescu cu 90%. Și atunci mi-am dat seama că totul este o manglă. Acum m-am hotărât, având și timp mai mult, m-am hotărât să merg la vot. M-am hotărât să merg la vot și voi merge și voi scrie pe toate formularele alea muie. Nu scriu muie la cineva anume, la toți. Nu există vreunul care să fie demn și bun de luat în seamă. Nu există. Clar. Lecția asta, dacă ar da-o românii la ăștia acum la alegeri, să vă dați seama, să anunțe și ăștia televiziunile astea plătite, că și ăștia sunt nemernici. Să anunțe ăștia prezență la vot 80%, voturi anulate 75%. Atunci ar da și ei seama că vrăjeala nu mai ține. Dar oamenii sunt ca oile, mai ales la noi, la români. Românii sunt, nu știu, cred că e o nație din asta
Știi cum se zicea? Făcuți cu dosul suli. Ei nu înțeleg. Ei, deci cum sunt cei țărmani inundați la Brăila acolo, la Galați, unde a fost inundați. Da? Au pătimit, le-a luat casele, le-a luat tot, săracii. Eu le bag și lor o vină. Și de multe ori zic, cu toate că nu-i frumos, dar păi, asta e realitatea, își merită soarta. Mă, când un primar, cum e la Sinaia, de exemplu, primar corupt, primar găsit cu manevre, dosare, descoperiri fantastice de corupție, mă, populația tot pe ăla l-a votat. Așa în general peste tot. Uitați-vă, și cu Nicu Șordan. Bă, că s-a chinuit bucureștenii ăștia, că s-au chinuit fără apă caldă, fără... Bă, ăsta n-a făcut nimic, nimic, că eu stau de 40 de ani în București. Bă, dar nimic n-au făcut. E tot pe Lares. Așa o să fie și în America. Tot pe Kamala, cum morții mă se o cheamă, te și căprioara asta. Na, ce ziceți? Da. Mă duc până la bancă că am puțină treabă. Revin. Gata, am rezolvat și cu băncile. Concluzia acestui vlog. Ce ușor se manipulează oamenii băgându-i în panică, speriându-i. Faci ce vrei din oi, ca la oi. Și ascultam astăzi pe Arafat, pe ăștia de la Meteo, directorii de la Meteo, că mai bine să dea cod portocaliu și roșu decât să se întâmple o nenorocire, că bine că nu s-a întâmplat nimic, cu toate că n-au fost inundații, n-a fost furtună, n-a fost uragan. Băi, ei nu cunosc bancul ăla cu lupul la oi. Cum poți să faci, bă, așa ceva? Vă dați seama că la alegeri, când or fi, tot așa se bălăcăresc între ei. Vin cu pentru contracandidați cu diverse, că ăla nu știu ce a făcut, că ăla e pe, cu filet pe invers, tot felul de astea, ca să păcălească oamenii. Oamenilor, nu vă mai lăsați păcăliți. Nu vă mai lăsați păcăliți, pentru că vă păcăliți pe voi. Iar ăștia care conduc destinele noastre sunt milionari, miliardari. Uitam cât saci au făcut unii pe la Dunăre, pe acolo, niște râs de saci cu nisip degeaba. Dați seama că cineva a cărat nisipul, a cărat sacii, a umplut, cineva a primit bani. Deci din orice vedeți că vor ăștia să facă, din orice, să știți clar că cineva are ceva de câștigat. Haideți că vă las, că s-a făcut târziu. Da, să vă arăt două căprioare. Așa este obiceiul la noi. Dați că căprioare frumoase. Dacă vine vreun lup și le atacă. Văzut? Adevărăciun, nene, nu așa. Hai, vă las cu bine. Vedem pe clipul următor ce mai apare, ce situații de urgență.